Avem peste 57.000 de, de vârstnici în Timișoara, din care se estimează că peste 30.000 au nevoie de servicii de îngrijire de lungă durată. Primăria Municipiului Timișoara, prin Direcția de Asistență Socială, va depune spre finanțare un proiect pentru un nou centru pentru persoane vârstnice pe strada Lorena. Proiectul vital, Vârstnici integrați activ în comunitatea locală din Timișoara, a fost aprobat de consilierii locali și vizează înființarea unui centru care va oferi două tipuri de servicii. Primul tip de serviciu este un centru de zi de asistență și recuperare. Cel de-al doilea tip de serviciu este o unitate de îngrijire la domiciliu, destinat persoanelor vârstnice cu venituri insuficiente, dar și dificultăți în realizarea activităților zilnice. Centrul de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice va fi amenajat pe Strada Lorena, numărul 33. Centrul de zi va facilita integrarea socială a unor grupuri vulnerabile și va promova participarea socială activă și demnă a persoanelor vârstnice.